I'm building every day. Silver and gold, straw in the hay. Tried by fire, will it stand when the flame gets higher? Or will it burn away? Who was I and where was I going? What kind of food were my actions growing? Staring at the pages, he'll be staring at the pages of my life. Was my passion just to prayers. I have trouble I wish wasn't there. And I've asked a thousand ways. You would take my pain. Prima data che ne ho conosciuto, era la comata, il mio era Apollo. El lucra la o mașină, meșterea Apollo și era plin de ulei pe mâini. Și lucra acolo, a plecat și încruntat și... Tornato mio mi propone, dice, hai se spac, conoscete che se ne va. La cara io fin da mai rușinos, nu, a zis, nu vreau și... Nici eu nu vream lucrul ăsta, dar mi-era rușine să zic că nu aș vrea să mă duc așa. Și apoi, când de fapt răspunsul a fost din partea lui același. Nu, măi, nu vreau să-mi faci cunoștință cu nimeni, lasă-mă în pace, era și mai rușinos. Pentru mine n-a semnat nimic atunci, dar mi-a spus că el e Dani, și că eu sunt Lidia. Și atât. A doua oară când l-am văzut pe același Dani, a fost într-o duminică la serbarea roadelor. A venit la Găujani. Am fost invitat la Găujani la serbarea de mulțumire. Trebuia să meargă cu natul meu și nu avea mașină și a zis, hai, uite, ne duci tu pe noi. Și am zis, da, ok, hai că vă duc. Ea venea de la biserică și lângă poartă aveau așa un gărduleț din care vedea în stradă, așa, ca și cum ar fi aici. Și stăteam așa și mă uitam pe gărdule și vedeam cum vine așa și la un moment dat, ziu, mi s-a deschis ceva. Parcă m-am trezit așa la realitate din ceva și era chiar ceea ce informam eu în mintea mea, era chiar ceea pe la care mă gândeam așa că va fi așa înalt, cu părul creț, brunete, wow! Și am început așa, parcă am început să plac de atunci. Când a fost să te întoarcă înapoi la Sibiu, în mașină, mai era exact un loc. Și l-am rugat frumos să mă ia și pe mine, că autobuzul meu deja plecase spre Sibiu. Wow, cum să nu te luăm, te luăm! Aveam atunci prima mea mașină cumpărată de mine, un Audi roșu, o mașină de protocol, așa, din anii 70, 80. Și... Am fost așa de rușinoasă, mi s-a părut așa de lung drumul ăsta, am stat acolo în spate, n-am zis nimic, abia așteptam să ajung. M-am ajuns în Sibiu atunci seara și ca să ajung la ea acasă trebuia să fac undeva stânga, cum am intrat în Sibiu, să putea în zona Cedonia. Și când i-am spus că eu pot să cobor în Vasilea Ron, să mă lase acolo, că eu locuiesc undeva prin zona, a zis nu, lasă că te duc eu până acasă, s-a dus. I-am dus acasă, am dus pe cunatul cu sora mea, i-am dus acasă, i-am lăsat și am plecat cu ea să duc acasă. Așa, și eu mă tot gândeam, dar unde se duce, dar unde se duce, că trebuia să facă stânga. Apoi, n-am mai zis nimic, era mașina lui, nu putea să zică nimic, ce să facă. Așa s-au dus, el a plănuit ca să se ducă, să-i lase pe ei acasă, ca să se întoarcă, să rămână singur cu mine. Și pe drum zic, auzi, vrei să mergi la un suc? Uai, când am auzit, nu mai știam. Eu nu vroiam. Mi-era și rușine și nici nu mă gândeam la așa ceva. I-am zis, păi, știi, mă grăbesc să ajung acasă, că am și de învățat și se face destul de târziu, aș vrea să ajung acasă.
Ah, și începea, nu, păi nu că n-am timp, că am de învățat, că hai mă, că mergem la un sus, imediat 10 minute și gata, mai povestim un pic. Și zice, auzi, tu nu poți sau nu vrei? Mi-a fost așa de rușine, să zic, ce să mă, a fost atât de convingător încât n-am mai avut replică. M-am dus cu el, deși mi-era așa de rușine și nu vreau să mă duc cu el la sus. Mergem acolo, bem un suc, începe să mai discute și altfel, să mai deschis un pic. După care am dus-o acasă și am zis, auzi, nu vrei să-mi dai și mie numărul de telefon? Ca de obicei, mi-a fost rușine să zic că nu, că dacă ziceam că nu mă întreba, dar de ce nu vrei să-mi dai? Și l-am dat. Și în seara aia mi-a trimis, a dat primul semn, așa, primul semnal, a trimis un mesaj simplu, dar foarte drăguț. Și atunci m-am gândit, eu zic, o, ceva se întâmplă acolo în inima lui. Dar pentru mine nu semna nimic. Eu am mai propus să ne mai vedem, să mai ieșim în oraș, la o prăjitură, la un suc. A știut de la început cum să cucerească o fată și mai ales pe mine. A fost așa, tandru și gingaș de la început. De fiecare dată venea cu un buchet de flori și nu orice flori. Întotdeauna cumpăra, era foarte atent la ce cumpăra. Și... Da, asta e o surpriză foarte plăcută pentru o fată și atunci când un băiat vine la tine cu flori, îți dai seama că îi pasă de tine, îi pasă de ceea ce îți place. Iau cu un buchet de flori, puneam buchetul la ușă, sunam și ieșeam afară repede. Și ea ieșea, normal că îi plăcea. Era o surpriză așa de mare când deschideam ușa și de fapt cădea un buchet de flori așa înspre interior. Și imediat mă suna, unde ești, unde te-ai ascuns, unde ai fugit? Dacă eu în momentele alea mă gândeam cu siguranță, o relație nu trebuie să înceapă acum pentru mine, eu nu sunt pregătită pentru așa ceva. Atunci când te gândești la o relație de prietenie, te gândești la o relație pentru căsătorie, mi se părea că nu sunt pregătită pentru așa ceva și... Ea încerca să-mi explice că știi, eu mi-am format niște principii și nu vreau să am prieteni. Vreau să-mi văd din de școală, să termin cu studiile și după aia viața de familie, pentru că e greu, pentru că trebuie să fii pregătit, nu poți să te ocupi de toată dată. Eu îi spuneam că înțeleg și mergeam mai departe. De fiecare dată când eram hotărâtă și chiar mă rugam foarte puternic, zic, Doamne, eu n-am putere să zic că nu știu cum să-i zic, că nu mai vreau, când el mi-arată cu adevărat că ține la mine, zic, Doamne, fă tu ceva, spune-i tu să înțeleagă el sau să pornească de la el să se oprească aici. Și de fiecare dată când vroiam să-i spun asta... Iar apăream cu câte surprize, cu câte floare, cu ceva care îl lăsa fără cuvinte și nu mai avea ce să spune. Totul era foarte frumos. Totul era așa ca de vis, ca de bază. Tot ce probabil și-ar fi dorit o fată, cum și-ar fi dorit să fie purtată. Mi-arăta că îi pasă cu adevărat de mine, prin lucruri mici, prin gesturi atente. Am încercat să îi arăt că țin la ea, că am sentimente plăcute față de ea. Pentru mine a fost nevoie de mult timp ca să câștig încredere și m-am rugat mult de tot pentru asta. Începusem să mă gândesc la viitor și vedeam că lucrurile evoluează și merg în direcția asta. M-am tot rugat să se întrerupă și nu s-a întrerupt. Și atunci am început să-mi pun o altă întrebare. Zic, Doamne, oare nu ăsta e planul tău? Și de atunci a început să se schimbe rugăciunea mea după ce am câștigat încredere, după ce m-am rugat mult, foarte mult. Și am văzut că Dumnezeu l-a așezat lângă mine, în momentele cele mai grele, în momentele când aveam nevoie, cea mai mare nevoie de sprijin și de susținere. Într-o seară a venit destul de târziu de la Vâlcea cu trenul și mi-am făcut timp să mă duc la gară să o aștept cu un buchet de flori și... Era noapte, era târziu, mă gândeam ce să fac eu, nu știu dacă să găsesc un taxi în gară, cum să ajung din gara acasă, mi-era teamă să merg, era noapte, eram singură. Când eram aproape de gară, primesc un mesaj din care îmi spune, sunt aici și te aștept. Pentru mine a fost o surpriză așa de plăcută și a fost de mare ajutor în momentele alea. Și m-a așteptat așa, în gară, cu un buchet de flori și cu brațele deschise. La fel, asta i-a spus foarte mult, a văzut că am grijă de ea. Și era exact ceea ce aveam nevoie eu. Familia era departe, eram singură.
mi era foarte greu la școală și întotdeauna găseam în el un sprijin și știam că am pe cine să mă bazez. Când aveam probleme, puteam să-l sun și știam că îmi poartă de grijă și întotdeauna îi spuneam unde plecam, unde eram, mă întrebam, ai ajuns cu bine, ești bine? Și asta a semnat foarte, foarte mult. Am încercat să ajut cu tot ce pot, oriunde avea nevoie de ceva, săream repede în ajutor, îi spuneam că pot să o ajut, că pot să fiu alături de ea, pot să o susțin. Și la examen o susțineam. Când eram în sesiune, aveam foarte multe examene grele și eram așa de obosită, deja simteam că nu mai pot. Eu am plecat la biserică și, de fapt, am plecat amândoi în același timp. El a plecat acasă, eu am plecat la biserică și când m-am întors de acasă, mă aștepta o surpriză, se deschid ușa, toată casa, holul în cameră, pe masă, era un buchet pe vază, un buchet superb de flori. Și erau lipite biletele, pe fiecare scria câte o încurajare, sunt alături de tine, știu că ți-e greu în momentele astea, dar să știi că sunt aici pentru tine. Spune-mi când ai nevoie de ajutorul meu, dacă pot să te ajut cu ceva. Și tot peretele era plin așa de biletele roz și galbene scrise. Am fost așa de emoționată și copleșită până la lacrimi. Am mai avut o dată nevoie de bine, gata, am sărit repede, mergem, cum să nu. La fel, am avut emoții. Când am ajuns acolo, mama ei ne aștepta cu mâncare. Aoleu, numai de mâncare nu puteam eu, nu, adică mi-era așa, destul de rușine și cum să mai mănânc, că îmi tremureau mâinile. Băteam cu lingura în farfurie ca cu bețele în tobă. Și așa frumos încercam să mănânc. Era o bucată de carne și vreau să o rup cu lingura și când am încercat să apăs mai tare, am întors farfuria cu mâncare jos. Love me too. Love me too. Love me too. Am văzut că e persoana potrivită. Am început să îi spun că o iubesc. Au durat cam mult timp până am auzit și eu de la ea un te iubesc. Dar după ce l-am auzit pe primul, de atunci nu s-a mai oprit. Am înțeles că trebuie să facem următorul pas și să o cer ca să-mi fie soție. Având certitudinea de la Dumnezeu, atât el cât și eu, am început să ne gândim la viitor și că urmează să ne căsătorim. Și așteptam momentul cel din căsătorie. Și nu știa cum să fac asta. Noi așa comunicam, eram foarte sincer și îi spuneam, uite, Lidia, vreau să te cer, cum mai vrea să fie, în ce cadru. Și mi-am zis că cel mai mult îmi doresc că el să fie natural, sincer și să știu că tot a venit din inima lui și să nu fie ceva artificial. Și pentru mine e cel mai special moment, modul cum el îl pregătește el. La un moment dat zice, auzi, vreau să facem câteva poze, așa undeva în natură, am vorbit cu cineva și putem merge ca să facem câteva poze, să le avem și noi așa ca amintire. Și atunci mă gândesc, wow, hai să dau o destinație la pozele astea și să fie ceva fain. Și atunci m-am gândit repede, gata, acum la poze o să o cer de soție și mă gândeam cum să fac. M-am dus, am cumpărat câteva cartoane, așa de 1,50 m, le-am tăiat în 4 și am scris diferite lucruri pe ele. Ești așa frumoasă, îmi place de tine, te iubesc, ești darul meu ceresc. Și am luat un carton mai mare și am scris pe el, vrei să fii soția mea? M-am dus, am luat și un buchet de flori frumos și m-am dus la ea la blog. I-am cunosc motorul la mașină foarte bine, așa că eu am auzit motorul când a ajuns în fața apartamentului. Erau oameni pe acolo, era sâmbătă, oamenii unii făceau curat, alții duceau gunoi, eu pe acolo cu cartonul. Și ies așa din mașină, parchez așa lângă geamul ei, țineam cartonul în dreapta și buchetul de flori în stânga. Și aștept un pic și a ieșit pe geam. Era așa cu o pancardă mare, cu un carton mare, erau mulți oameni pe stradă, fiecare
Și scria acolo, vrei să fii soția mea? Și stătea cu el așa și zice, dacă da, strigă tare. Da! Toată lumea înspre noi, repede am luat cartonul, l-am pus în mașina, am luat florile și am urcat la ea. A fost așa emoționată, s-a bucurat, i-a zis că i-a plăcut. Am primit un buchet superb de flori și mi-a zis că l-a ales cu atâta grijă. A vrut să fie unul mai special, a zis că nu s-a pus să mai cumpere flori din piață și s-a dus la florărie, ca să fie unul așa mai special. Nu i-am arătat cartoanele alea mici, am plecat la poze, am făcut câteva poze, după aia am ales așa un loc unde i-am prins cartoanele așa pe un gărduleț. Și scria pe fiecare bucată complimente și aprecierile lui, îmi spunea că mă iubește, că sunt cea mai specială pentru el, că sunt darul lui ceresc și că îmi va fi alături totdeauna, până la sfârșit. Și la fel am pus și cartonul mare, cu vrei să fii soția mea, și am pus două cartoane mici, unul cu da și unul cu nu. Le-am prins pe doi lățișori și le-am bătut în pământ. Dar ăla cu nu, așa l-am bătut de bine și eu m-am chinuit după aia să-l scot. Eram sigur că le-a pe ăla cu da. Ce poți să-ți dorești mai mult ca fată decât să auzi de asemenea lucruri și vezi ce minunat lucrează Dumnezeu și cum pune omul potrivit lângă tine ca să împlinească nevoile și golurile pe care Dumnezeu le-a pus în inima. Mă bucur că ea este darul ales pentru mine. Simt că face parte din mine, o iubesc foarte mult. Îmi place să fiu alături de ea, să o susțin și ne bucurăm că urmează să facem și acest pas. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că l-a adus pe Dani în viața mea, că l-a pregătit ca să-mi fie tot. Acela pentru care m-am rugat foarte mult. Îi mulțumesc pentru toate calitățile care le-a pus în mine și pentru tot sprijinul care mi l-a oferit și încrederea care mi-a dat-o că îmi va fi alături toată viața. Și cred cu certitudine lucrurile acestea pentru că Dani e răspunsul la rugăciunile mele. Vreau să spun că-l iubesc și că-l voi iubi până la capăt, că fac nu o promisiune, ci iau o hotărâre. Și știu că Dumnezeu îmi va da putere și mă rog pentru asta, să pot să fiu soția de care el are nevoie și mama copiilor lui. Vreau să-i spun că o iubesc foarte mult, că vreau să fie mama copiilor mei, chiar dacă o să fie și probleme, o să fie și bucurii și împreună putem trece peste toate. Amin. Vitezomanul gică și-a luat mașină mică, roșie ca focul să-i surâde norocul. Fata e frumoasă, dar și-ar dori ceva, inelul de logodnă, asta e părerea. Da, ce se aude bine. Așa mare, era ca un vapor, o mașină de protocol. O mașină de protocol, de protocol. Și tot așa am continuat. Oprește. Stai, țări că nu mai pot să încep. Am continuat. Și atât. Ne vedem aici. Be continued. Cum o mai fă, Lidia? Nu m-am alipit. Bine. Asta e aiurea, tu ai lipit tu. Ce aia cu nu mai stai cu și spate aia. A strigă tare. Și a strigat tare cât am putut eu, că da. Da. Mințim, ne prinde. Ai oprit, Dragoș? Nu. Dar am prins loc. Când am încercat să apăs mai tare, am întors farfuria cu mâncare jos. Și-o rămas jos. Ah, ce complicat, Dani s-a mers ca o moară. Da, eu...
Nu mai știu tu, dacă nu mai știu degeaba. Dar nu mai știu, nu? Nu? Păi ce trebuie să mă așteaptă mic, chiar mă bate. Așa cum spuneam, am fost invitat la Găuzean. E tare rășin aici, mă. Ziu, 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 ziu. Mi s-a deschis ceva. Tot continuând așa. Te văd de pe tine continuând. Noi colaboram așa, adică colaboram. Parcă am fi firme. Am zis că ne vorbeam deschis, știi? Că trebuie să te cer, comunicam, colaboram. Cu import-export. Nu te supăra pe mine, că mă bătrân și poate știu mai bine, știi cum zice lumea. Când te bătu pe umăr în dreapta, că te-ai întors capul țire... Stânga. Și... nu, în dreapta. Știi cum te bătu pe umăr în dreapta. Ah, ce surprize! E bine până acum?